Creșterea alarmantă a numărului cazurilor de COVID-19 a dus la instituirea unor măsuri sanitare sporite. Astfel, deplasarea pe timp de noapte va fi posibilă doar pe baza unei declarații pe propria răspundere sau adeverință de la angajator. Declarația este aceeași cu cea din martie și se folosește doar în anumite condiții. În cazul în care doriți să părăsiți locuința sau gospodăria în intervalul orar 23-5 dimineața, veți avea nevoie de o declarație pe propria răspundere sau o adeverință de la angajator. Acestea se găsesc pe site-ul formular.sts.ro, atât pe telefon cât și pe calculator. În cazul în care nu dispuneți de un telefon mobil performant, această declarație se poate completa și pe calculator, apoi fiind trasă la imprimantă. Măsurile de protecție au intrat în vigoare de la miezul nopții. Conform noilor reglementări în vigoare, în contextul epidemiologic actual, s-a instituit obligativitatea portului măștii de protecție în toate localitățile, atât în spațiile închise cât și în spațiile deschise. Totodată, cetățenilor este interzis să părăsească locuința, gospodăria, în interval orar 23-5 dimineața. În condițiile în care aceștia părăsesc locuința sau gospodăria, au obligativitatea de a avea completată asupra lor, în prealabil, declarația pe propria răspundere sau adeverința de la angajator. Declarația pe propria răspundere va fi necesară în următoarele situații: în interes profesional, pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată la distanță, pentru achiziționarea de medicamente, pentru îngrijirea sau însoțirea ori asistența persoanelor vârstnice bolnave sau cu dizabilități și în cazul decesului unui membru al familiei. Părăsirea locuinței în timpul nopții se face doar pe baza unei declarații pe propria răspundere sau unei adeverințe de la angajator.